Informația dimineții despre Vladimir Putin. Nu mai scapă. Lovitura majoră pentru Rusia. Statele Unite ale Americii au făcut anunțul momentului. Vladimir Putin nu o să știe ce l-a lovit. Va plăti scump pentru ce a făcut. Secretarul trezoreriei SUA, Janet Yeln, a confirmat că este puțin probabil ca SUA să permită Rusiei să continue să plătească obligațiunile pentru datoria sa în valută, deoarece investitorii au avut timp să se adapteze de la excluderea Moscovei din sistemul financiar global. Când am impus pentru prima dată sancțiuni Rusiei, am creat o excepție care să permită, pentru o perioadă de timp, o tranziție ordonată, ca investitorii să poată vinde titluri de valoare, a declarat miercuri el în cadrul unei conferințe de presă. Ne așteptam ca ea să fie limitată în timp. Cred că probabil licența va fi lăsată să expire. Nu a fost luată nicio decizie finală, dar este puțin probabil ca licența să fie prelungită, a spus el. Bloomberg a relatat marți că se așteaptă ca biroul de control al activelor străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA să lase scutirea să expire la data de 25 mai. Rusia ar putea intra în incapacitate de plată. Comentariile lui îl sugerează că aceasta nu vede niciun pericol major în a permite o intrare în incapacitate de plată a Rusiei pentru obligațiunile sale în dolari. Ea a declarat săptămâna trecută în fața legislatorilor americani că trezoreria examinează în mod activ dacă să prelungească licența. Vrem să ne asigurăm că înțelegem care ar fi consecințele dacă am permite expirarea licenței, a spus ea.